Comisia Europeană a anunțat lansarea procedurilor de infringement împotriva Ungariei și Poloniei. Cauza este discriminarea comunității LGBT. Colega mea, Marcela Ferraru, a urmărit deciziile Comisiei, se alătură acum discuției. Marcela, ce reproșează mai exact Comisia Europeană celor două țări? Bună ziua, Monica. Este vorba despre anumite legi și anumite măsuri care au fost luate de către cele două țări împotriva persoanelor LGBT+. Comisia Europeană a trimis astăzi o scrisoare care este prima etapă acestei proceduri de infringement. O scrisoare de avertizare care poate fi urmată cu sesizarea Curții Europene de Justiție și apoi de măsuri financiare. Care sunt prevederile din aceste legi care au stârnit furia Bruxellesului mai exact? Ungaria a adoptat în 15 martie o lege împotriva persoanelor, împotriva propagandei homosexuale, ca să spun așa, pun totuși niște ghilimele aici, împotriva propagandei, așadar, în rândul minorilor. Și această lege care a intrat în vigoare săptămâna trecută a stârnit furia Comisiei Europene și a președintei acesteia, care a făcut săptămâna trecută declarații extrem de virulente, însă Budapesta a respins atât acuzațiile, cât și ideea că ar putea să facă modificări în legislație. În ceea ce privește Polonia, există regiuni care au adoptat, Polonia o țară, reamintesc, ultracatolică, există regiuni care au adoptat o anumită carte a familiei, ori și aceasta este considerată o discriminare la adresa persoanelor LGBT și deci s-au impus deja unele suspendări de subvenții.